și să vedem că dacă nu ne supunem voii lui Dumnezeu, nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și nu ascultăm nici de mustrare, care este calea vieții, ajungem la pat de suferință și ajungem la probleme grave. Și dacă nici atunci nu luăm aminte, putem să ajungem chiar în țărâna Pământului. Pentru că Dumnezeu este Cel care nu dorește moartea păcătosului și dorește ca păcătosul să se întoarcă de la păcatele lui și să se întoarcă la Domnul, să fie vindecat, să fie luminat și să-i dea viață veșnică. Amin. De aceea, dragii mei, fiți foarte atenți. Nu știu dacă ați fost atenți, a atins acolo coarda, pentru că prorocul cel mai drept și cel mai sfânt este Sfânta Scriptură, adică Domnul Iisus Hristos. Prorocii, la fel, de multe ori, dacă ascultăm de ei, ei sunt oameni, pot să ne ducă într-o parte sau în alta, dar Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu ne va destabiliza după calea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne va duce, bineînțeles, pe cei care ascultăm, exact acolo unde Domnul Iisus Hristos a spus. Acolo unde sunt Eu, vă pregătesc un loc și vă voi întoarce să vă iau. Să nu credeți că acest cuvânt ne va duce în altă parte. Nu, nu. Deci tot ce este pregătit aici și tot ceea ce învățăm de aici ne va duce în sfințenie și ne va duce lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Asta numai dacă intrăm în ascultare și facem voia Tatălui din cer. Exact așa cum spune Domnul Iisus. Voi sunteți prieteni mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Și Domnul să ne ajute să facem lucrurile acestea. Haideți să mai luăm o cântare spre slava lui Dumnezeu și apoi...